Ziua, dragi prieteni, din săgetător. Haideți să vedem la săgetător. În dragoste. Săgetătorii, nu știți ce simțiți pentru această persoană. Vă întrebați dacă să se întoarcă sau nu, sau nu mai vreți, deși această persoană simte atracție, simțiți atracție, sau aveți copii împreună, sau parcă nu mai aveți aceeași răbdare sau dragoste, sau nu văd dragoste, sincer, nu arată dragoste, dar sunteți sătui de ceva, v-ați săturat de ceva. Numărați zilele ca acea persoană să plece, să dispară. Nu știu, așa văd acum. Poate nu e așa. Dacă așteptați ca cineva să se întoarcă, nu prea se întoarce. Deși sunteți suflete pereche și așa, dar vă certați mult sau aveți discuții nu foarte bune. Uite stelele. Ok. Hai să nu mai scot nimica. Ce greu. Păi, vă certați. Această persoană, deci bărbatul aici îl văd, este foarte atrăgător, ca și când simțiți o atracție mare pentru el. Este frumos, este, nu știu, cum simțiți dumneavoastră, așa gândiți dumneavoastră și îl vedeți. Dar aveți multe conflicte cu această persoană sau această persoană are un conflict ascuns care nu vi-l spune, ceva probleme ce nu vă spune, ceva ce o să mergeți și o să descoperiți sau o să vă spună la momentul când o să descoperiți singuri despre ce e vorba. Apoi, poate fi cineva care poate să apară în viața dumneavoastră să vă spună multe povești. Să vi se pară totul frumos, zici că e scos din povești, dar este... Trebuie să aveți mare grijă, că este minciună. Este mincinoasă persoana, așa, dar descoperiți, nu prea vă afectează să zic că suferiți sau din astea, nu. Cu timpul ori o să părăsiți această persoană, o să aveți pe altcineva. Sau discuțiile ce le aveți, certurile ce le aveți, se termină și o să fiți împreună bine. Acum depinde de situația fiecarei persoane în parte, da? Pentru că o persoană are ceva, cealaltă are altceva. Deci nu pot să... Astea sunt citiri generale. Nu pot să știu exact, să vă spun exact. În consultațiile private spun exact la persoane ce este pentru el, da, pentru ea. Dar așa, în general, vă spun ce se vede. Așa. O persoană rafinată. Un bărbat, o să cunoașteți care e, dar are multe secrete. Poate fi berbec, leu, săgetător, este certăreață această persoană, poate fi rac, scorpion, pești, este certăreață, dar este de succes, este o persoană cu succes, este o persoană, poate fi taur, fecioară, capricorn, cu care studiați sau cu care aveți un nou început. Cam asta a fost la săgetător, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.